pe o suprafață de 10 de kilometri, autoritățile au reușit în cele din urmă să găsească fetița dispărută. Din păcate, nu mai era în viață, iar trupul ei fusese devorat de animalele din zonă. Primărița din localitatea Saraiu spune că nu a anunțat poliția mai devreme, deoarece nu se aștepta ca fata să ajungă atât de departe. Au căutat părinții prima dată, ulterior am fost anunțată eu și am mers. A fost peste puterea de a percepe că copilul de 3 ani și 3 luni nu este în împrejurim. De ce nu s-a apelat 112 imediat? Pentru că în momentele acelea nici nu-ți poți da seama. Eu nu am putut gândi că copilul nu este în împrejurim. Copilii noștri au căutat în jur de 5 ore, dacă în momentul în care s-a anunțat dispariția, toate rudele și posibile contacte ale persoanei dispărute sunt contactate. Și începe imediat o căutare în teren. Concentrică, în jurul locului unde a fost văzut ultima oară, 99% dintre dispăruți sunt găsiți. Și ministrul de interne a avut o reacție despre acest caz. O tragedie a fost și la Constanța, când azi noapte zeci de polițiști au căutat un copil de 3 ani și n-au reușit să-l găsească în viață dimineață. Este o tragedie când moare un om, dar aș vrea să vedem și forțele de securitate, forțele de ordine, cei care sunt salvatorii, până la urmă suntem chemați să salvăm viața oamenilor. Credeți-mă că este la fel de greu când nu-ți îndeplinești această misiune și nu poți să salvezi viața. Fetița de doar 3 ani a plecat din comuna Saraiu, județul Constanța, și a mers singură prin vegetația sălbatică din zonă. Autoritățile fac acum cercetări pentru ucidere din culpă, iar din necropsie reiese faptul că aceasta a murit sfârșiată de animalele sălbatice.